Bună tuturor! Acesta este kitul de robotică cu care vom lucra noi în următoarele 5 săptămâni. Aici sunt piesele și vă invit pe voi să le scoateți și să încercați să construiți un roboțel cu ele. Cum se construiește un roboțel Lego, care este limbajul de programare al acestuia și detaliile care fac diferența la concursuri, sunt doar câteva dintre noțiunile pe care peste 40 de micuți le vor descoperi în cadrul atelierului de Lego și robotică organizat de echipa RO2D2. Prima sesiune a celei de-a doua ediții a atelierului Lego. Este un atelier destinat copiilor între 8 și 12 ani, perioada în care noi încercăm să învățăm din tainele roboticii Lego cum să construiască și cum să programeze astfel de roboții. Câți copii s-au înscris până acum? Am avut în prima sesiune aproape 20 de înscrieri, iar acum în cea de-a doua sesiune avem 40 de înscrieri, de aceea am organizat în 3 grupe activitatea, 2 grupe de începători și una de avansați pentru copiii care au participat și data trecută la atelier. Cât timp va dura acest atelier? Atelierul se va desfășura pe parcursul a 5 săptămâni de această dată. Copiii sunt invitați să vină la noi, așa cum am spus, 2 grupe de începători și una de avansați care va veni vinerea. Cu cei începători vom începe prin a le povesti puțin despre ce presupune robotica Lego, să lucrăm puțin pe parte de construcție, să se obișnuiască ei cu materialele folosite, cu tipul de roboței și apoi ulterior cu câteva noțiuni elementare de programare în limbajul specific acestor roboței, iar cu grupa de avansați de vineri vom continua noțiunile de programare pe care le-am aprofundat în atelierul anterior și vom încerca să îi ducem la construi și programa roboții competiționale. Cei mici sunt fascinați de activități și spun că astfel învață lucruri noi într-un mod distractiv. Cum ți se pare ideea acestui atelier? Mi se pare foarte interesantă pentru că ne poate ajuta să ne dezvoltăm, mai ales pentru viitor, pentru că în viitor totul va fi despre tehnologie. E interesant și distractiv ca ajută copiii să învețe despre roboți. Ce-ți place ție cel mai mult? Îmi place că pot să construiesc roboți și să fii creativ. Pentru că atelierul de Lego se bucură anul acesta de un adevărat succes, au fost create mai multe grupe, printre care se numără și una de avansați.